Bun venit pe scara cuvintelor! Trăim încă de la naștere cu iluzia că suntem pentru noi înșine, că celălalt, altul, este o prezență aproape accidentală, aproape insignifiantă, menită doar să ne susțină ontologic. Astfel, când ne definim în relație cu celălalt, tindem mai mereu să așezăm în centrul acestei relații, ca principiu. Dependența existenței celuilalt de existența noastră. Încercăm cu alte cuvinte să ne definim prin noi înșine. Existența celuilalt contribuie, de fapt, doar la amplificarea conștiinței noastre aproape exclusiv subiective. În filozofie există noțiunea de solipsism, cea prin care lumea este înțeleasă exclusiv prin și pentru subiect. Când Adam și Eva, au căutat să se definească prin ei înșiși, automat s-au îndepărtat de cel care i-a adus în existență și care, de fapt, dădea valoare existenței lor. Căci ei nu au fost creați pentru a trăi pentru ei înșiși. De altfel, dacă ați citit cu atenție Geneza, sunt convins că ați observat un detaliu pe cât de controversat, pe atât de semnificativ. După crearea omului, și în context înțelegem că este vorba despre bărbat, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Cu alte cuvinte, omul nu a fost creat pentru sine, ci în primul rând pentru Dumnezeu și în al doilea rând pentru celălalt. Firește, a ne defini numai prin celălalt este o eroare, dar o eroare și mai mare este aceea de a ne defini atât prin noi înșine cât și prin celălalt, fără însă a ne raporta în primul rând la cel care ne-a creat și de care suntem dependenți din toate punctele de vedere. Nu întâmplător, atunci când ne înțelegem existența prin Dumnezeu, pe de o parte, reușim să scăpăm de acel solipsist despre care vorbeam, și pe de altă parte, nu ne lăsăm înghițiți de societate și de valorile ei, chiar dacă trăim în societate și printre valorile ei. Cred că în triunghiul acesta, ale cărui unghiuri sunt formate din Dumnezeu, eu însumi și celălalt, se configurează viața creștină. Există o mișcare dinamică de tip relațional pe care trebuie să o înțelegem. Valoarea absolută este dată de Dumnezeu, vârful triunghiului sau piatra din capul unghiului. Fără acesta, cele două laturi laterale ale triunghiului s-ar prăbuși, iar triunghiul s-ar transforma într-un segment de dreaptă care ar face mișcarea relației redundantă, de la eu însumi la celălalt și invers, fără implicarea lui Dumnezeu. Această mișcare, departe de a fi constructivă, este tensionată și distructivă, coincizând, de fapt, cu un război pe care eu însumi îl port cu celălalt, miza fiind aceea de a-l domina pe celălalt, fără a mă lăsa dominat. Valorile purcese din această mișcare necirculară se diluează într-un egoism tot mai agresiv și mai expansiv. Din potrivă, când Dumnezeu păstrează laturile triunghiului într-o poziție verticală, dinamismul relațiilor este unul circular, de la Dumnezeu la Eu Însuși, de la Eu Însuși la celălalt și de la celălalt din nou la Dumnezeu. Domnul Isus Hristos s-a identificat cu celălalt. Moartea Lui este o moarte împrumutată nouă, pentru ca noi, folosind-o, să ajungem la Dumnezeu. Când se identifică cu cei marginali, cu cei însetați, bolnavi, cu cei din închisoare, el urmărește să ne atragă atenția asupra acestei mișcări circulare a relației. Ne primim valoarea de la Dumnezeu și suntem datori să o proiectăm asupra celuilalt, pentru ca astfel și numai astfel această valoare să se întoarcă imaculată la cel de la care a venit. Tot așa, viața noastră vine de la cel care este viață și își găsește funcția în măsura în care este transferat asupra celuilalt, obiectivul principal fiind ca celălalt să aibă acces la Dumnezeu. Iată, aceasta este preoția la care suntem chemați, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De ce? Pentru a-L face cunoscut celorlalți. Poate că introducerea pe care tocmai am făcut-o, complicată și cu rădăcini înfipte în teologie, va părea inadecvată cărții pe care urmează să o prezint însă prin tematică, volumul lui Evgenii Vodolaskin, Laur, apărut în 2014 la editura Humanitas, duce cu sine tocmai această imagine triunghiulară în care sunt prinse cele trei instanțe subiective într-o continuă mișcare de susținere reciprocă. Doctor în științe filologice, specialist în literatura rusă, autorul a publicat pe lângă numeroase articole de specialitate, și o monografie intitulată Istoria Universală a Rusiei Vechi. De ce ofer acest detaliu? Pentru că acțiunea romanului despre care vorbim este plasată în Rusia medievală, iar specialitatea autorului ne sugerează o cunoaștere deloc mediocră a topicii abordate. Însă vastul spațiu al Rusiei medievale este, în cartea aceasta, comprimat este redus la spațiul acțiunii personajului principal. Arsenii, devenit ulterior Ustin, devenit ulterior Ambrozie, devenit ulterior Laur. Fiecare dintre aceste nume preluate de protagonist corespunde unei anume perioade din viața sa, iar cartea clivează în fața acestei presiuni temporare, se segmentează în patru părți bine definite. Cartea cunoașterii, Cartea renunțării, Cartea drumului și Cartea liniștii. Le voi analiza pe rând, fără pretenția exhaustivității. În Cartea cunoașterii, Arsenie ne este prezentată în ipostaza de ucenic al bunicului său, Cristofor, bun cunoscător al plantelor și al calităților vindecătoare ale acestora. De la el va învăța nu doar știința vindecării, ci și cititul și scrisul precum și câteva lucruri elementare din teologia creștină. Moartea acesteia lasă în Arsenii, devenit un muzicant, căruia i se deduse în dar cel mai uimitor dintre instrumente, corpul omenesc, vindecător renumit și căutat de către toți suferinzii din împrejurim, lasă în el, spuneam, un gol care se cere umplut. Întâmplarea, deloc întâmplătoare, face ca, în timpul unei vizite la mormântul bunicului, să o întâlnească pe Ustina, fata de care se va îndrăgosti, cu care se va culca și de la care va aștepta un copil. Arsenii o va păstra pe Ustina ascunsă până la momentul nașterii. Un moment tulburător, soldat atât cu moartea pruncului, cât și cu moartea celei iubite. Golul, când va umplut de prezența Ustinei, se cască și mai îngrozitor, căci în el se instalase între timp și pruncul, acum dispărut. Suferința lui Arsenii este inumană, aproape animalică. El va păstra ambele cadavre în casă până când sătenii din apropiere vor interveni pentru a le, adu pentru a le duce unde le este locul. Cuvintele starețului Nicandru, un apropiat al bunicului Cristofor, vor modela destinul tânărului vraci. Citez: N-am să te cruț, ești vinovat de moartea ei pământească ești vinovat și pentru aceea că sufletul ei poate să piară. Ar fi trebuit să spun că, dincolo de mormânt, e deja târziu pentru mântuirea sufletului ei, dar știi, n-am să spun. Pentru că acolo unde e ea acum, nu există deja și nici încă. Și nu este timp, ci mila nesfârșită a lui Dumnezeu. La ea nădăjduim dar mila trebuie să fie o recompensă pentru strădanie. Totul e că sufletul, părăsind trupul, este neputincios. El poate acționa doar corporal, căci de mântuit se poate mântui doar în viața pământească. Ochii lui Arseni erau ca și mai înainte uscați, dar eu i-am luat viața pământească. Starețul se uită liniștit la Arseni atunci dă-i o pe a ta. Dar pot eu oare să trăiesc în locul ei? Într-un sens serios înțeles, da, dragostea te-a făcut să fii una cu Ustina. Asta înseamnă că o parte din Ustina e tot aici. Ea e tu. Cartea renunțării ni-l prezintă pe Arsenii la lucru. Colaborând de aproape cu Dumnezeu, prin îngerul său păzitor, cel care gonește cu aripile sale molima, Arseni se va implica în vindecarea bolnavilor de ciumă. Va salva unul după altul sate întregi de la o dispariție sigură. Renumele câștigat îl va purta până în localitatea unui cneaz, unde de altfel se va instala și, involuntar, se va atașa de o văduvă și de băiatul acesteia. Aceeași faimă însă Va deveni cu timpul apăsătoare, blocând practic relația lui cu Dumnezeu și întunecându-i destinul legat de acesta. Prin urmare, surprinzător, Arsenii va părăsi localitatea cu pricina și, după ce va fi jefuit pe drum, se va acuia în apropierea unui cimitir dintr-o altă localitate. Va trăi aici din cerșit, ca nebun într Hristos, alături de alți doi nebuni într Hristos un fel de călugări vagabonzi, cu funcție profetică. Fiecare decizie pe care o ia Arsenii este împărtășită Ustinei, sau mai bine zis, prezenței spectrale a acesteia, ca rezultat al identificării cu ea, după cum starețul Nicandru ceruse. Alipirea de o altă persoană reprezintă pentru Arsenii o trădare. Iată de ce în cele din urmă se va numi pe sine Ustin. Cui Intenția unei identificări complete. Pe măsură ce o nouă etapă a vieții lui se apropie, se va întoarce la vechiul nume, cel de Arsenie. Cartea Drumului este o carte a inițierii. Alături de Ambrogio, un prezicător italian, Arsenie va porni într-o lungă călătorie până la Ierusalim. Scopul colateral fiind acela de a duce la Catedrala Sfântului Mormânt o candelă în cinstea ficei răposate a posatnicului Gavril, un slujbaș cu atribuții militare din localitate. Drumul, nelipsit de pericole, aduce în fața cititorului o sumedenie de informații despre ce și cât cunoșteau oamenii de atunci, fie că e vorba despre climă și fenomenele naturale, fie că e vorba despre teritoriile și civilizațiile încă necunoscute sau despre culturile învecinate. Dialogurile dintre Ambrogio și Arsenie sunt pe cât de spectaculoase, pe atât de profunde. Se întâlniseră un vrac și un prezicător, iar discuțiile lor sunt, o spun cinstit, atipice și proverbiale. Iată câteva citate. Oamenii sunt liberi, răspunse Ambrogio, dar istoria nu e liberă. În ea sunt, cum spui tu, Atâtea gânduri și fapte încât ea nu le poate aduna la un loc, și numai Dumnezeu le cuprinde. Aș spune chiar că liberi nu sunt oamenii, ci omul. Dar încrucișarea voințelor omenești o asemăn cu puricii într-un vas. Mișcarea lor e evidentă, dar are ea aceeași direcție? De aceea, istoria nu are cel, cum nu are nici omenirea. Cel are numai omul, și nici asta întotdeauna sau despre timp. Mi se pare din ce în ce mai mult că nu există timp. Totul există pe lume în afara timpului. Altfel cum aș putea eu ști viitorul de vreme ce nu a fost? Cred că timpul ne este dat din mila Domnului ca să nu ne încurcăm, căci nu poate conștiința omului să primească în ea toate evenimentele odată. Noi suntem închiși în timp din cauza slăbiciunii noastre timpul e mai degrabă un blestem, Arsenii, căci în rai n-a existat. Patriarhii tocmai de aceea au trăit atât de mult, pentru că pe chipurile lor strălucea încă atemporalitatea. E ca și cum erau deprinși cu timpul, înțelegi? În ei mai era încă puțin din veșnicie și pe urmă vârsta lor a început să se scurteze. Sfârșitul călătoriei coincide cu decapitarea lui Ambrogio de către mamelucii deșertului, chiar înaintea intrării în Ierusalim. Cartea liniștii învederează un statu quo al protagonistului, acela al veșniciei. Întors pe meleagurile natale, Arsenie se călugărește și, în amintirea răposatului său tovarăș de călătorie, devine călugărul Ambrozie. După o vreme, va părăsi mănăstirea în favoarea pusniciei, moment în care își va schimba din nou numele, din Ambrozie în Laur. Acum își va încheia și socotelile în mod simbolic cu Ustina. O întâlnește pe Anastasia, tânăra care, în urma unui abuz sexual, rămăsese însărcinată. Va încerca să o protejeze, ascunzând-o în peștera în care își făcuse să lași capusnic și va participa, în cele din urmă, la procesul nașterii, jucând rolul moașei. Pruncul va fi adus în existență, iar viața mamei nu va fi atinsă. Deși Laur moare, cu această întâmplare, el a soluționat dispariția Ustinei, căci dispariția acesteia și a copilului este acum echilibrată de rămânerea în viață a Anastasiei și a pruncului ei. Un destin pe care Laur îl închide complet, sugerând alt atemporalitatea unei vieți trăită creștinește. Sugerând veșnicia și, în consecință, în Dumnezeirea. Atmosfera romanului este apăsătoare, închisă, mistică, uneori tulburătoare, alteori senină. Autorul se folosește din plin de cunoștințele sale istorice, identifică tradiții și obiceiuri din perioada menționată, oferă detalii surprinzătoare despre cunoștințele naturiste ale vremii descrie cu lux de amănunte persoane și locuri, pe scurt, amprentează nuanțat și pertinent spațiul. Lexicul pare și el desprins din perioada medievală, fiind deosebit de plastic, chiar dacă domol, fără finisaje exagerate. Ceea ce nu înseamnă că există greșeli stilistice, din potrivă, vocea autorială este în deplină consonanță cu dialogul, textul dovedindu-se bine închegat, puternic, influențabil. Vă mărturisesc că, de-a lungul întregului roman, am purtat cu mine imaginea cadaverii Austinei ca un reper la care am fost nevoit să revin continuu pentru a înțelege acțiunile protagonistului, păstrându-le în cadrul unei tangibile coerențe. Dacă spațiul este bine circumscris, o rusie medievală cu o cultură medievală, timpul în volumul lui Evgenii Vodolaskin este extrem de elastic. Prezicerile lui Ambrogiu produc deseori confuzie, căci îl poartă pe cititor până în secolul al XX-lea. În plus, în descrierea unei păduri, autorul menționează, cum spune și el pe coperta a patra, prezența unei sticle de plastic, o sticlă a cărei existență în perioada aceea nu poate fi justificată. Explicația rezidă în aceea că nu există timp, ci veșnicie, o abordare biblică a acestui subiect ar putea pleca din cartea Exod. Atunci când instituie sărbătoarea Paștelui, Dumnezeu este cel care închide timpul, transformându-l dintr-un timpul liniar, haotic, într-unul circular, sacru, coerent. Închiderea timpului se produce printr-o sărbătoare, o sărbătoare care revine ciclic și care are rolul de purgare și comemorare. Sărbătoarea Paștelui asta face, prin aducerea minte a ceea ce s-a întâmplat în Egipt, Israelul era invitat să-și recunoască dependența de Dumnezeu și condiția păcătoasă. Această ciclicitate nu înseamnă atât o reciclare, cât o renoire completă, o resacralizare, prefațarea unei noiri complete, veșnice, de dincolo de timp. Viața călugărului Laur, fost Ambrozie, fost Ustin, fost Arsenie. Este una ciclică, de renoire continuă, prin experimentare, prin renunțare, peregrinare și abandonare. Prin funcție, personajul principal amintește de Hristos, medicul întregii umanități, scara care face legătura între cer și pământ, cel care, preluând viața de la Tatăl, a transferat-o omului prin sine. Dar dacă Hristos a coborât pe pământ pentru a aboli păcatul. Arsenie este tămăduitorul consecințelor păcatului, boala. Destinul lui este destinul celui care, înțelegându-și valoarea prin relația pe care o are cu Dumnezeu, transferă această valoare asupra celui de lângă sine, nu pentru a primi un recul satisfăcător și valorizant, ci pentru a lăsa valoarea să se manifeste circular de la Dumnezeu prin el însuși spre celălalt este singura modalitate de a sacraliza lumea, înveșnicind-o și, în consecință, îndumnezeind-o.